O veste tristă a marcat lumea creștină în ultima zi a anului 2022. Papa emerit, Benedict al XVI-lea, s-a întors în casa Tatălui Ceresc la venerabila vârstă de 95 de ani. Sora medicală, care îl îngrija, a mărturisit că l-a auzit rostind cu puțin timp înainte de a-și încredința Duhul în mâinile lui Hristos, cuvintele „Doamne, te iubesc”. Acesta a fost, de fapt, și crezul care l-a animat în toată viața sa de slujitor al Mirelui Hristos. Sicriul cu trupul neînsuflețit al papei emerit Benedict al XVI-lea a fost transferat pe data de 2 ianuarie de la Mănăstirea Mater Ecclesiae, unde a locuit și a continuat să slujească biserica de la retragerea sa din scaunul pontifical la Bazilica San Pietro. Până în ziua înmormântării, peste 200.000 de credincioși, italieni sau pelerini din întreaga lume, au trecut prin fața catafalcului, aducând un ultim omagiu papei Benedict al XVI-lea. Funeraliile fostului suveran pontif au avut loc joi 5 ianuarie. Telespectatorii din România au putut urmări în direct acest eveniment prin intermediul transmisiunilor televiziunii române. Potrivit biroului de presă al Vaticanului, la ceremonia înmormântării au participat 120 de cardinali, peste 400 de episcopi, printre care mai mulți episcopi din România, peste 4.000 de preoți și mai mult de 60.000 de credincioși. Deoarece Papa Benedict nu mai era în funcție la data morții, nu au fost organizate funeralii de stat și astfel singurele delegații oficiale au fost cele ale statului italian și ale Germaniei, țara de origine a papei Ratzinger. Cu toate acestea, mulți membri ai familiilor regale, lideri religioși ori politici, au participat în calitate privată. Neexistând un precedent recent, când un suveran pontif să prezideze funeraliile predecesorului său, ritualul înmormântării a fost de asemenea adaptat situației, astfel încât unele părți obișnuite funeraliilor de stat au fost omise. Un eveniment asemănător, dar într-un context diferit, a avut loc în urmă cu mai bine de 200 de ani, când Papa Pius al VII-lea a oficiat liturgia pentru predecesorul său, Papa Pius al VI-lea, care murise în prizonierat cu 3 ani în urmă. Ceremonia de înmormântare a papei Benedict al XVI-lea a început la ora 9, ora Italiei, cu scoaterea sicriului din Bazilica San Pietro și așezarea acestuia pe esplanada din Piața San Pietro, în aplauzele celor prezenți. Aflat într-un scaun cu rotile din cauza unor probleme de locomoție, Sanctitatea sa Papa Francisc a prezidat întreaga ceremonie, Sfânta Liturghie fiind celebrată de către cardinalul Giovanni Battista Re, decanul Colegiului Cardinalilor. Într-o ambianță caracterizată prin sobrietate, simplitate, dar și solemnitate, în predica sa, Papa Francisc l-a numit pe predecesorul său înțelept și prieten credincios al Mirelui Hristos. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono le ultime parole che il Signore pronunciò sulla croce. Il suo ultimo sospiro, potremmo dire, capaci di confermare ciò che caratterizzò tutta la sua vita, un continuo consegnarsi nelle mani del Padre suo. Mani di perdono e di compassione, di guarigione e di misericordia, mani di unzione e benedizione che lo spinsero a consegnarsi anche nelle mani dei suoi fratelli. Il Signore, aperto alle storie che incontrava lungo il cammino, si lasciò cesellare dalla volontà di Dio, prendendo sulle spalle tutte le conseguenze e le difficoltà del Vangelo fino a vedere le sue mani piegate per amore. È il popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di chi è stato suo pastore. Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui con il profumo della gratitudine e l'unguento della speranza per dimostrargli ancora una volta l'amore che non si perde. E vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza e delicatezza e dedizione
che egli ha saputo elargire nel corso degli anni. Vogliamo dire insieme, Padre, nelle tue mani consegniamo il tuo spirito. Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce. Papa emerit Benedict al XVI-lea a fost unul din marii teologi ai lumii contemporane. Pe numele său de botez Iosef Ratzinger, a fost consacrat preot în iunie 1951. Un an mai târziu își începe activitatea didactică la universitatea unde tocmai își terminase studiile. Ca urmare a unei ample activități științifice, primește diferite angajamente în cadrul Conferinței Episcopale Germane și în Comisia Teologică Internațională. De o valoare incontestabilă în viața preotului Iosef Ratzinger a fost și experiența participării la lucrările Concilului Vatican al II-lea în calitate de expert, care i-a și confirmat propria vocație teologică, după cum afirma chiar el. La 25 martie 1977, Papa Paul al VI-lea l-a numit arhiepiscop de München și Freising, fiind consacrat episcop 3 zile mai târziu, motoul său episcopal fiind colaboratori ai adevărului. În același an este creat cardinal prin concistoriul din 27 iunie. La 25 noiembrie 1981, Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit prefect al Congregației pentru Doctrina Credinței. Tot atunci a devenit și președinte al Comisiei Pontificale Biblice și al Comisiei Teologice Internaționale, stabilindu-se definitiv la Vatican și renunțând în acest context la conducerea arhiepiscopiei pe care o păstorea în Germania. În noiembrie 2002 devine decan al Colegiului Cardinalilor. Până la alegerea sa în scaunul pontifical, a coordonat mai multe comisii de importanță majoră în viața Bisericii Universale. În martie 2005, sub privirile Papei Ioan Paul al II-lea, va conduce Calea Crucii de la Coloseumul din Roma, iar în 8 aprilie, în calitate de decan al Colegiului Cardinalilor, va celebra funeraliile Marelui Pontif, Sfântul Ioan Paul al II-lea. În ziua de 18 aprilie, în ajunul alegerii sale ca pontif al Romei, înainte de intrarea în conclav, a celebrat împreună cu cei 115 cardinali electori Sfânta Liturghie pentru alegerea noului papă. La 19 aprilie 2005, este ales de către cardinali să conducă Biserica Catolică. În primul său mesaj din loja papală, imediat după alegere, s-a numit pe sine un simplu lucrător în via Domnului. Simplu, dar cu multă dăruire, a condus Biserica Universală, a vizitat comunități, a efectuat peste 50 de călătorii apostolice în Italia și în afara Italiei, s-a întâlnit cu tineri și familii, cu copii, cu bătrâni și cu bolnavi. A rostit discursuri, a comunicat prin mijloace moderne adaptate noilor generații, a corectat cu blândețe și a mângâiat până în ultima clipă a vieții sale, dar cel mai mult s-a rugat pentru a întări pe membrii bisericii. Pontificatul său a fost o armonioasă împletire între credință și rațiune. Retras după 8 ani din scaunul pontifical, din motive de sănătate și vârstă, care conform discursului său nu mai erau adaptate exercitării în mod adecvat ministerului Petrin, rămâne în inima bisericii cu titlul de papă emerit, trăind retras din viața publică la Mănăstirea Mater Ecclesiae din Vatican. După celebrarea Sfintei Liturghii și a ritualului înmormântării, sicriul cu trupul neînsuflețit al papei emerit Benedict al XVI-lea a fost dus în Bazilica San Pietro pentru o ceremonie privată, după care a fost coborât în criptă, în același loc în care a fost așezat și Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea. Tristețea provocată de plecarea din această lume a papei Benedict al XVI-lea este însoțită de nădejdea învierii și a vieții veșnice. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Bună dimineața, dragi prieteni, și la mulți ani! Sunt Andrei Victor Doghia și mă bucur să vă spun și la început de 2023 bun venit la Universul Credinței, emisiunea de actualitate religioasă a televiziunii române. Încep prin a vă dori un an mai bun, cu sănătate, cu pace, cu multe realizări, dar mai ales cu spor, sport duhovnicesc. Un an în care să descoperim împreună, aici, la televiziunea română, prin intermediul știrilor, al reportajelor și al interviurilor realizate de colegii mei, Universul Credinței. Și în această a doua duminică din an, care încheie o săptămână binecuvântată de sărbătoarea botezului Domnului și de Sfântul Ioan, înainte mergătorul Mântuitorului Hristos, v-am pregătit reportaje interesante despre sărbătorile și evenimentele religioase ale acestor zile. Așadar, o nouă ediție de sărbătoare pe care o începem cu Jurnalul Religios. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat împreună cu Preasfinția sa Varlam, episcop vicar patriarhal, și cu Preasfinția sa Cais, episcop de Erzurum, Antiohia, slujba aghiazmei celei mari în pridvorul reședinței patriarhale. După rostirea rugăciunii Sfântului Sofronie al Ierusalimului, Părintele Patriarh Daniel a ținut un cuvânt de învățătură despre semnificația Marelui Praznic al Bobotezei. Apa aceasta... Această sărbătoare este deja menționată în secolul al III-lea, alături de nașterea Domnului și de învierea Domnului. Și ea este plină de înțelesuri duhovnicești. Iar aceste înțelesuri duhovnicești se văd în Evangheliile care s-au citit astăzi, în timpul Sfintei Liturghii și la slujba de Sfințire Mare a Apei. Acestea arată că sărbătoarea botezului Domnului ne descoperă iubirea Sfintei Trăimi față de umanitate. Și anume când Iisus, după ce a împlinit botezul lui Ioan, care era doar un botez pregătitor pentru botezul creștin, după ce a ieșit din apele Iordanului, s-au deschis cerurile și un glas auzit din cer zicând: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Patriarhia Română a pus la dispoziția credincioșilor 13.000 de sticle cu aghiasmă și 5.000 de pachetele cu anafură, a căror distribuire s-a făcut din baldachinul Sfinților. Glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiu iubit pretine, numindu-te și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. La Catedrala Metropolitană din Iași, slujba aghiazmei celei mari a fost săvârșită de către înalt preasfinția sa Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Este bine să luați această apă pentru dumneavoastră la casele dumneavoastră și din sticluța pe care o aveți, poate să oferiți și vecinilor dumneavoastră, celor care dintr-o pricină sau alta nu au putut veni sau nu au dorit să vină la Sfânta Slujbă, oferiți-le o sticluță de aghiazmă binecuvântată. Poate o primesc, s-o așeze și în ei acolo, căci nu se știe de-a lungul anului, dând vreodată cu ochii de această apă sfințită, vor înțelege că Domnul este Dumnezeu nostru. Și prin El, în legătură cu El, omul poate să dobândească bucurie, pace și direcție clară în viață. Pentru sărbătoarea Bobotezei au fost pregătite 10 vase cu apă, a câte 1000 de litri fiecare. Voluntarii Sfintei Cuvioase Parascheva au oferit credincioșilor câte o sticlă cu aghiazmă de jumătate de litru fiecare.
La Constanța, Înalpreasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Sfinții Petru și Pavel, după care a pornit în procesiune împreună cu soborul de preoți spre faleza din portul turistic Tomis pentru a săvârși slujba aghiazmei celei mari. Dumnezeu ne-a zâmbit chiar și cu raze de soare și nu ne-a udat cu apă, doar noi am udat marea cu aghiazme ca să fie sfințită marea, să nu mai înghită vieți omenești, că au înghițit destul de vieți omenești valurile mării. La finalul slujbei a avut loc tradiționala întrecere de bobotează. Înalpreasfinția sa Teodosie a aruncat în apele Mării Negre 3 cruci simbolizând arătarea Sfintei Treimi la râul Iordan, la botezul Mântuitorului. Am avut mulți tineri care au sărit în mare și mă bucur că au nu numai curaj, ci și credință, că n-au sărit pentru ceva care să le folosească în cele materiale, și să iau o cruce care e semnul biruinței și al bucuriei și al credinței. Nădăjduim că această credință îi va însoți mai departe și vor avea o viață împlinită de acum înainte toți care au sărit și mai ales cei care au fost victorioși și au ajuns primii și au luat cele 3 cruci. Cred că au fost până la 20, în jur de 20, n-am întrebat, dar ne vor spune. Și în Arhiepiscopia Dunării de Jos a fost sărbătorit praznicul botezului Domnului. Episcopul locului, Înalpreasfinția sa Casian, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Nașterii Domnului din Brăila. A urmat binecunoscutul și emoționantul moment al aruncării crucii. Cu mare bucurie și luminați la marele praznic al botezului Domnului, care înseamnă mai întâi de toate luminarea și sfințirea firii apelor, dar și a firii noastre și a firii neamului nostru în înfiere de către Iisus Hristos. Deoarece la Iordan, Tatăl l-a recunoscut pe Fiul întrupat ca Fiul Lui, ca pe noi care am primit pe Duhul Sfânt să ne recunoască Tatăl ca pe fiii Lui, în Sfânta Biserică Ortodoxă a neamului românesc, păstrătoarea în cristernița botezului nostru, de la apele cele mari ale Dunării până la Marea cea Mare, a sfințirii sufletelor și trupurilor noastre, a primirii darului nestricăciunii, iertării păcatelor, sfințirii caselor și folosului de trebuință și în biserici și la Galați, și la Brăila, și în orașe, și în sate, cu gândul la tinerii de vârsta a treia și la îngerii care au cântat lumina pe care am văzut-o, Doamne, la botezul Tău în suflete, în inimi și în viața poporului român. De la Brăila, Înalpreasfinția sa Casian s-a îndreptat spre reședința episcopală la Galați, la biserica medievală Precista, aflată în apropierea celui mai mare fluviu al țării, unde a săvârșit slujba de sfințire a apei. Muzeul de la Șosea, cum i se spunea pe vremuri, astăzi Muzeul Țăranului Român și Alexandru Țigara Samurcaș, iubitorul de cultură și de artă populară. O expoziție deschisă la finalul anului trecut, ce poate fi văzută până în luna mai a anului 2023, redeschide la 150 de ani de la nașterea lui Alexandru Țigara Samurcaș povestea unui împătimit de tradiție și meșteșug românesc. Obiecte adunate din îndelungile sale căutări, cercetări pe teren,
fotografii realizate chiar de Alexandru Țigara Samurcaș, ce au făcut subiectul unor expoziții din timpul directoratului său, întregesc o poveste de istorie tradusă astăzi pe înțelesul tuturor acelora ce iubesc trecutul nostru. Expunerea casei meșterului gorjan Antonie Mogoș într-una din sălile muzeului de la Șosea era un act de curaj și de unicitate la noi. În anul 1936, directorul muzeului din Berlin descria expunerea casei în mijlocul muzeului ca pe un altar, asemenea unui templu antic din marmură, doar că acest altar nu este altceva decât o casă țărănească din lemn. Mi s-a părut firesc ca în acest an în care s-a împlinit 150 de ani de la nașterea lui să-i aducem un meritat omagiu. Țigara Samurcaș a fost un luptător extraordinar pentru cauza acestui muzeu. A făcut tot ce a stat în putere, a vorbit cu toți regii României, a vorbit cu toți prim-ministri, cu toți ministrii, a făcut campanie de presă, a scris nenumărate articole, s-a luptat din toate puterile lui ca acest muzeu închinat artei naționale, cum i-a spus el, să existe. Colegii noștri Alin și Ana Maria Caravia trec prin cea mai grea încercare a vieții lor. Matei Caravia, băiatul lor de 15 ani, a fost diagnosticat cu neuroblastom nodular în stadiul al patrulea. Tumora cerebrală a fost extirpată, dar Matei trebuie să continue chimioterapia și radioterapia pentru a reveni în sânul familiei și mai ales la pasiunea lui, fotbalul. Matei Caravia se află acum în Italia și are nevoie de sprijinul dumneavoastră financiar și mai ales duhovnicesc pentru a putea duce tratamentul la bun sfârșit. Numerele de cont la care puteți depune bani sunt afișate pe ecran. Tot aici găsiți și numărul de telefon și adresa de e-mail ale Anei Maria Caravia, mama lui Matei. Să facem un gest acum la început de 2023. Noi continuăm Universul Credinței, dragi prieteni. A doua zi după Marele Praznic al Bobotezei, bisericile de tradiție apostolică îl sărbătoresc pe Sfântul Proroc Ioan Botezătorul și înainte mergătorul Domnului. De numele acestui Sfânt Proroc, despre care Mântuitorul a spus că este cel mai mare dintre toți cei născuți din femeie, se leagă începutul activității lui Iisus Mesia. Să urmărim împreună eseul realizat de Corneliu Vlad Matache. A venit pe lume în chip miraculos și cu toate că nu a săvârșit nicio minune, a vestit calea Domnului cu Duhul și puterea lui Ilie. Îmbrăcat cu o haină de cămilă încinsă cu o curea, hrănindu-se cu lăcuste și cu miere sălbatică, Sfântul Proroc Ioan, fiul lui Zaharia și al Elisabetei, a viețuit vreme de aproape 30 de ani în pustia Iordanului, propovăduind pocăința și vestind apropiata venirea lui Mesia. Nimeni dintre cei născuți din femeie nu era asemenea lui, iar cei care îl ascultau și se botezau își schimbau viețile. Dar botezul lui Ioan era menit să curețe păcatele personale și să pregătească întâlnirea cu Hristos, cel care avea să curețe păcatul adamic. Hristos însuși a venit la Iordan și cu toate că nu avea nevoie de curățire, a primit botezul din mâinile lui Ioan spre confirmarea mesianității sale. Ioan, prorocul și înainte mergătorul, a devenit după acest moment și botezătorul Domnului. El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez, le-a spus discipolilor săi, îndemnându-i să-L urmeze pe Hristos. Doi dintre ei, Andrei și Filip, au devenit apostoli, ceilalți, după tradiție, au intrat în ceata celor 70 de ucenici. Viața pământească a Sfântului Ioan Botezătorul
avea să fie curmată de sabia lui Irod. După o scurtă trecere prin locuința morților, sufletul lui avea să se așeze, după cum mărturisește Sfânta Tradiție, de-a stânga lui Hristos cel înviat, în împărăția lui Dumnezeu. Continuăm Universul Credinței și a venit momentul să aflăm de la părintele Alexandru Barna, profesor la Facultatea de Teologie Iustinian Patriarhul din București, mai multe despre sărbătorile zilelor care urmează. În data de 10 ianuarie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Grigorie de Nisa. Pentru cei care nu cunosc în detaliu istoria literaturii creștine sau a literaturii patristice, numele său poate părea curios. Nu este localitatea din Franța Nisa, de pe coasta de Azur, ci este o localitate între timp ruinată în Turcia din vechea Capadocie, Capadocia creștină, care a fost patria marilor părinți capadocieni, părinți ai bisericii care au exprimat și dezvoltat teologia creștină la un nivel deosebit de înalt și profund, luptând și reușind să înfrângă ideile ereziei ariene, care la acel moment spunea că Iisus Hristos nu este Dumnezeu. De altfel, luna ianuarie este o lună a Sfinților Părinți. Din prima zi, din data de 1 ianuarie, când îl avem pe Sfântul Vasile cel Mare, Marele Capadocian, Episcopul Cezareei Capadociei, și până la final, la 30 ianuarie, când îi avem din nou pe Sfinții Treierarhi, pe Sfântul Vasile, alături de Sfântul Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, aproape că în fiecare zi avem prăznuit un mare Sfânt Părinte al Bisericii. Vă las să îi descoperiți cu atenție citind calendarul ortodox și să vedeți câte nume mari de sfinți găsiți. Am ales data de 10 ianuarie când îl sărbătorim pe Sfântul Grigorie, fratele Sfântului Vasile. Ce familie! Cât sfinți și câte texte atât de frumoase și câte lucrări atât de minunate au făcut Sfinții Capadocieni. Acest Sfânt Grigorie a fost episcop al Nisei și autorul unor texte care rămân și astăzi provocatoare, frumoase, profunde, seducătoare. Pentru omul modern, care este obișnuit cu altă literatură, asta în cazul în care mai citește, pot părea texte prea vechi. Dar dincolo de vechime, dacă ai inspirația, curajul și răbdarea să le citești, ajungi să vezi nu doar anumite paralelisme, ci să înțelegi și realitățile din biserică, așa cum sunt ele, așa cum au fost predate de înaintași și cum încercăm și noi să le trăim astăzi. Un text important al Sfântului Grigorie de Nisa se numește despre viața lui Moise. Viața lui Moise o știm cu toții. Știm cum a fost chemat să elibereze poporul ales din Egipt, cum a adus plăgile asupra Egiptului, cum a trecut prin Marea Roșie ca pe uscat, cum a urcat pe muntele Sinai ca să primească legea și cum și-a condus poporul timp de 40 de ani prin pustiu, eliberând. Sfântul Grigorie ne povestește și el această viață, doar că de fiecare dată adaugă un element contemplativ, o teoria, o vedere a lui Dumnezeu sau o vedere dumnezeiască în narațiunea vieții lui Moise. Această viață nu este doar o poveste din trecut, ci este parcursul fiecărui suflet care vrea să se elibereze din robia egipteană a păcatului și a patimilor, să treacă prin moartea și învierea botezului, prin primirea Harului Dumnezeu și să urce apoi pe muntele cel înalt, biserica, unde îl va întâlni pe Dumnezeu, nu în lumină cum ne-am fi așteptat, ci într-un nor întunecos, care ne învață că nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum vrem, ci că Dumnezeu este dincolo de orice concept și realitate din viața noastră. Totuși, El poate fi atins, iar umbra acestui întuneric luminos este bucurie, cunoaștere, sfințire și îndumnezeire a omului. Psihologie și teologie într-un volum publicat la Editura Sofia. Calea spre tine însuți. Să urmărim împreună cartea de duminică. Acum de sărbători am ales să vorbesc despre o carte de teologie care se conjugă însă perfect cu psihologia.
De ce? Pentru că sărbătorile sunt un bun prilej să ne gândim mai mult la noi și la schimbările pe care ni le dorim. Din păcate, cel mai adesea, direcția spre care ne îndreptăm este cea a cufundării în gândurile mâloase și mai puțin bune. Părintele Haralambos Papadopoulos, în cartea Calea spre tine însuți, apărută la editura Sofia, în traducerea părintelui Șerban Tica, ne propune, la început, să ne adresăm o întrebare. Oare chiar ne dorim vindecarea? Trăind înăuntru singurătății noastre, dăm vina pe alții. Dar oare doar alții sunt vinovați? Părintele Haralambos Papadopoulos ne adresează o serie de întrebări la care, dacă reușim să găsim răspunsuri sincere, descoperim de fapt problema noastră. Oare nu ne-am îndepărtat de toți aceia care au încercat apropierea de noi și nu i-am izgonit pe alții prin felul nostru de a fi? Calea spre tine însuți este grea, dar nu aștepta prea mult. Autorul cărții sugerează că nu neapărat greșeala, căderea sunt de condamnat, ci aroganța și impresia că ești foarte bun. Începe călătoria chiar dacă nu te simți pregătit. Chiar dacă nu te simți perfect, bun și impresionant. Nu căderea te face urât, ci aroganța desăvârșirii. Nu greșeala te acuză, ci insistența și persistența în aceasta. Citiți în aceste zile de sărbătoare o carte minunată care ne ajută să ne descoperim. Ctitorie de la mijlocul veacului al XVII-lea, mănăstirea Braș se află în apropierea orașului Panciu. Desființată de regimul comunist în anul 1959, mănăstirea vrânceană a renăscut impresionant după 1990. Aici se păstrează spre închinare moaștele Sfântului Teodosie de la Braș, întemeietorul Chinoviei. Să urmărim un reportaj semnat de Paula Tăbârcă. Atunci când ți-ai înțeles scopul pentru care ai intrat, nimic nu ți se pare greu. Pentru că orice greutate o învingi cu privirea țintă la Hristos. Dacă ai chemare, lupți, te sacrifici, te ridici, cazi, mergi mai departe. Fiecare caută mântuirea. În gura de rai de la poalele tealului Neicului, în frumusețea și liniștea ținutului cultivat cu viță de vie din jurul orașului Panciu, și-au aflat locul într-o chinovie câteva maici care, cu ochii ațintiți spre Hristos, își lucrează mântuire. Ascultarea, sărăcia și fecioria, cele trei voturi monahale, sunt stâlpii duhovnicești pe care se sprijină. La acestea se adaugă cadența slujbelor, ceasurile, sfânta liturghie de fiecare zi, acatistele, vecernia și dulceața psalmilor miezonoptici. Toate acestea le dau putere celor 18 viețuitoare de la mănăstirea Brazi. Legendele spun că aici exista un schit sihăstresc întemeiat de un anume călugăr Gheorghe încă de pe vremea voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt în jurul anilor 1500. Atestarea documentară a acestui așezământ monahal însă datează de la mijlocul veacului al XVII-lea. Maica stareță Eusebia Tașcă ne povestește istoria mănăstirii pe care o chivernisește din anul 2009. Mănăstirea Braze a intrat în istorie în 1642, când pe aceste meleaguri au poposit doi călugări, Sava și Teofilact. Aceștia, de teama turcilor, au făcut un complex subteran monahal care era format dintr-o bisericuță, patru chilii și un tunel pe care fugeau în caz de pericol. Al doilea ctitor al mănăstirii este mitropolitul Teodosie, ale cărui moaște sunt așezate spre închinare în biserica mănăstirii noastre, ocrotitorul mănăstirii și al eparhiei. Sfântul Teodosie a ridicat o biserică din lemn, chilii înconjurătoare și un zid de întărire a malului. A fost o perioadă de înflorire a mănăstirii, când a fost populată cu viețuitori, numiți stareți. Acest lucru se întâmpla după 1674. O altă perioadă frumoasă din viața mănăstirii a fost sub stăreția ieroschimonahului Dimitrie.
care în 1834 ridica prima biserică de cărămidă locaș care în timp a fost ruinat. Mănăstirea a trecut și prin numeroase încercări, a fost jefuită de tătari în vremea Sfântului Ierarh Teodosie. A fost pusă la pământ de numeroase cutremure și arsă din temelii de nemți în prima conflagrație mondială. În acei ani, pe aceste meleaguri, ostașii români au dus lupte crâncene pentru apărarea țării. Lângă ruinele vechi bisericii a Schitului Braz poate fi văzută o cruce funerară. Aceasta aparține scriitorului Ioan Slavici, care a fost înmormântat la dorința lui în anul 1925 în curtea mănăstirii. În urma desfințării așezământului monahal după 1960, rămășițele pământești ale scriitorului au fost strămutate în cimitirul orașului Panciu. În liniștea și pacea de la Schitul Braz, prin anii 1940, preoții profesori Grigore Pișculescu, cunoscut ca scriitor sub pseudonimul Gala Galaction, și Vasile Radu au diortosit o nouă traducere în românește a Sfintei Scripturi. În 1949, schitul devine chinovie de călugărițe, iar 10 ani mai târziu este închis de comuniști. În cele 3 decenii de regim ateu, locașul de rugăciune a fost tras de pe suprafața pământului. Mănăstirea vrânceană Brazi a renăscut însă prin jertfă și rugăciune. 1 septembrie 1990 înscrie încă o foaie de aur în istoria mănăstirii Braz când s-a resfințit locul, pentru că aici nu a mai fost găsită decât o vatră de moluz și bălării. Primele două măicuțe, Maica Estina și Maica Pavelina, urmate de alte două surori, în 1990, 91 și 92 aproape au stat într-un veci. Atât au mai găsit după 90. Și tot ceea ce vedeți astăzi este ridicat între anii 91 2014 și acum avem lucrări de terminat. Reînființarea mănăstirii a fost posibilă prin implicarea preasfințitului părinte episcop Epifanie al Buzăului. Vrednica de pomenire stareță Iustina Angheluță, urmată de Stavrofora Pavelina Cafagiu, împreună cu obște au ridicat biserica cu hramul nașterii Domnului, corpurile de chilii, un paraclis nou închinat Sfântului Teodosie deasupra celui subteran, altarul de vară și multe anexe gospodărești. De 1 septembrie 2009, chiar cu începutul anului bisericesc, Dumnezeu a rânduit să continui cu nevrednicie lucrarea măicuților din înaintea mea și în anul 2010, cu ajutorul lui Dumnezeu și binecuvântarea vrednicului într-o pomenire arhiepiscopului Epifanie, am început o lucrare mare, biserica cu hramurile pogorârea Duhului Sfânt și Sfântul Sfințit Mucenicul Teodosie de la Braz, Mitropolitul Moldovei, care astăzi se află în pictură. Ridicată între anii 2010-2014, biserica cu hramurile pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Mucenic Teodosie a fost sfințită pe 22 septembrie 2014 de către Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înal preasfințitul Părinte Teofan, și episcopul locului, înal preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian. În prezent, locașul de cult se află în etapa de pictare. Cel care a fost ales să o înveșmânteze pictural este iconarul Bogdan Ungureanu Almășanu. Deloc din Iași, în formarea sa, zugravul de biserici s-a inspirat din creațiile marilor artiști bisericești Manuel Panselinos și Teofan Cretanul. Maniera de lucru este frescă? Da, este în tehnica frescă, în stil bizantin. Și cu foiță de aur pe alocuri? Da, este foiță de aur complet, adică atât nimburile, cât și asistele și, eu știu, decorurile. Unde se finalizează cilindrul turlei, baza se termină într-o fașă de aur. La fel și baza turlei se termină tot într-o fașă de aur, formând două cercuri concentrice care arată cumva dubla menire a Mântuitorului, partea lumească și partea dumnezeiască. Cea mai mare provocare e să o fac unică, da? Să fac Mănăstirea Braz. Adică când te uiți la o imagine, să vezi aici Mănăstirea Braz. Și liniștit, așa.
și să-i dau măreția unei biserici. E foarte greu. Pictura monumentală prin asta se caracterizează, prin măreție, și trebuie să lucrez foarte mult la asta, în ceea ce privește perspectiva, dimensionarea anumitor registre, modul în care le integrez în spațiu, și de asta și pare un pic mai mare decât îi, fiindcă îi pare măreață așa. Și asta, am lucrat mult la asta, adică au fost zile care nu lucrau nimic, pur și simplu mă gândeam, mergeam, colindam pe aici. Provocarea a fost să faci o biserică frumoasă. Ce suprafață ați pictat până în momentul ăsta? În jur de 1000 de metri. Și cât mai aveți? Și mai sunt cam în jur de 800, cred. Considerăm Biserica Mare o minune a Sfântului Teodosie pentru că s-a ridicat într-un timp foarte scurt, între anii 2010-2014, cu ajutorul credincioșilor din toată țara. Este ridicată această biserică și, paralel cu Biserica Mare, primarul orașului Panciu din acea perioadă, Dumnezeu să-l ierte, Ioan Petre, a inițiat un proiect de restaurare a paraclisului subteran, unde se află în prezent mormântul Sfântului Teodosie, și cu ocazia acelei lucrări s-au făcut foarte multe îmbunătățiri în curte, pavelarea curții, parcarea, stabilizarea malurilor, ceea ce a dus la îmbunătățirea și înflorirea mănăstirii, așa cum o vedeți dumneavoastră astăzi. Legendele ce înconjoară aceste meleaguri se împletesc cu istoria locului. Pe vremuri se spune că din paraclisul subteran se putea ieși printr-un tunel lung de 1,5 km către schitul Sfântului Ioan Botezătorul aflat deasupra mănăstirii, pe un deal. În prezent, acest culoar secret, săpat de călugări în perioadele de persecuție, a fost închis. Frumos restaurat, paraclisul subteran este acoperit cu un minunat veșmânt pictural realizat în 2013 în tehnica frescă, într-un stil inconfundabil de iconografii Toma Chituc și Mihai Coman. Pe pereți sunt reprezentate scene din viața Sfântului Ctitor și Ocrotitor al mănăstirii Sfântul Ierarh Teodosie și un brâu de sfinți români. În acest locaș, în anii 2000, au fost descoperite sfintele moaște ale ierarhului martir. Osemintele fusese așezate în mormântul subteran la 6 mai 1842 de arhimandritul Dimitrie, starețul așezământului din acea vreme. În martie 2003, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a hotărât trecerea în rândul sfinților a mitropolitului Teodosie al II-lea al Moldovei, cu zi de prăznuire 22 septembrie. La mănăstirea Brazi, mii de credincioși din toată țara au venit pe 5 octombrie 2003 la proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie, precum și a Sfântului Vasile de la Poiana Mărului, slujbă oficiată de vrednicul de pomenire patriarh Teoctist Arăpaș. Astăzi, mănăstirea Brazi se bucură de cercetarea multor pelerini care vin să se închine la moaștele făcătoare de minuni ale Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie. Să se bucure de slujbe și de un strop de liniște în curtea frumos amenajată de mâinile neobosite ale maicilor. Este ca într-un stup de albine. Fiecare știe rânduiala ei, se îmbină cele două lucrări ale Martei și Mariei. Slujbele de dimineață, slujbele de seară, vecerni, utrenii, Sfânta Liturghie și măicuțele în timpul zilei, fiecare cu treaba pe care o are dată ca ascultare, ascultarea din timpul zilei, fiecare și-o face cu conștiinciozitate și cu sacrificiu, cu jertfă. Pentru că suntem ostași în noastea lui Hristos și trebuie să ne ducem mai departe crucea pe care ne-am asumat-o. Mă fac monah din dorul inimii, din focul mare care mă împinge afară din această lume pentru a-mi deschide porțile spre fericirea viitoare, mărturisea părintele scriitor Savatie Baștovoi. Ce a îndemnat-o pe maica stareță Eusebia Tașcă să aleagă calea cea strâmtă a monahismului, ne-a mărturisit chiar ea. Am intrat în mănăstire la 17 ani. Prima mea mănăstire a fost mănăstirea Diforâta, județul
Dâmbovița, în anul 1985, când nu prea era chemare monahală. Adică prea puțini intrau și foarte puține mănăstiri erau deschise. Era o viață foarte austeră în mediul în care am intrat. Atunci când ai chemare, nu poți să nu-i răspunzi. Mergi, orbește către Hristos și ești ajutat, pentru că ești chemat. Viața monahală nu este o fugă de responsabilitățile sociale. Aș putea spune că este o viață grea, dar frumoasă. Foarte puțin sunt chemați către viața aceasta. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, facem față. Pentru cei din lume dornici de a se apropia de Dumnezeu, monahii pot fi călăuze bune spre împărăția cerurilor. De aici, din mănăstire, lucrurile se văd altfel, mai limpede, mai profund și mai aproape de esența lor. Am aflat de la Maica Stareță Eusebia cuvânt de întărire pentru neliniștile vieții trepidante, așa cum o trăim cei mai mulți în mijlocul marilor orașe. Timpurile de astăzi sunt mai grele. Astăzi trebuie să spunem tot timpul, Doamne, izbăvește-ne de cel viclean. Sunt foarte grele, sunt foarte confuze. Fericirea fiecare om și-o găsește în suflet și trebuie să o împrăștie. Trebuie să iubească. Indiferent de greutăți, trebuie să fie bun. Orice om care dă bunătate, primește bunătate. Care iubește, primește iubire. Care dăruiește, primește dăruire din partea aproapelui. Sunt într-adevăr foarte multe greutăți astăzi, dar eu cred că nimic nu este peste putere dacă îl avem în suflet pe Dumnezeu. Beiușul sau Binsul, cum mai este denumit în graiul bihorean, a fost în Evul de Mijloc un spațiu istoric în care au interferat influențe de pe un areal mai vast, dar care fac și mai frumoasă și mai interesantă povestea Muzei Clio. Rămâneți cu noi să vedeți despre ce este vorba. Beleneș, Benenus, Benenus, Bele, Knezis. Sunt mai multe teorii referitoare la originea numelui orașului. Sunt variante. Românii spun Bihș în vechea vorbire românească și astăzi când oamenii vin la târg, unde mergi? La târg, la Bihș. Așa spune toată lumea. Există mai multe variante ale originii numelui. În limba maghiară, Beleneș, se spune că ar veni de la un anume Kneaz Bela sau Bele. Este posibil. La fel cum unii leagă denumirea orașului de Boleneș, ar fi fost un ținut în vremuri imemoriale în care existau nu atât zimbri cât bouri, iar asta ar lega de bouri originea unei așezări într-o zonă păduroasă în care existau pe vremuri bourii respectivi. Și denumirea românească probabil este o variantă dintre aceste denumiri mai lungi, pentru că cea românească este mult mai scurtă, Binș. După desfințarea episcopiei romano-catolice de Oradea în a doua jumătate a secolului XVI, privilegiile beișenilor sunt întărite prima dată de Sigismund Bathory în 1602 și după aceea în repetate rânduri de dieta ardeleană care s-a ținut la Alba Iulia. Sigismund Bathory chiar îi nobilează pe toți locuitorii Beiușului în anul 1602, doar că din anumite motive, bineînțeles, nu s-a putut pune în practică această nobilare, pentru că situația politică, economică și mai ales militară a zonei a fluctuat și Beiușul în sine a rămas cu vechile privilegii întărite după aceea de dietele Transilvaniei. Secolul XVII a fost un secol de frământări puternice la Beiuș. A avut loc o propagandă calvină destul de intensă și la un moment dat, în apropiere, în satul Burda, chiar se întemeiază un
protopopiat romano-calvin, unde este hirotonit un preot din zonă ca reprezentant al calvinilor și al mișcării de calvinizare a românilor din zonă. Între 1661 și 1692, zona este sanjac turcesc, era sediul sanjacului de Beiuș aici în orașul nostru, iar un alt sediu important a fost sanjacul de Pomezău. Avem aici niște obiecte care amintesc de cetate de la Pomezău, o veche cetate, cetatea Corniș, care a fost cucerită după aceea de turci, Pomezăul fiind un centru foarte important alături de Beiuș al administrației turcești din zonă. Dacă în secolele 14, 15, 16 sediul întăriturilor din Beiuș, probabil o fortificație care avea un rol de castel, unde stătea castelanul de la Beiuș, se găsea undeva mai spre deal, acolo unde era și Biserica Sfânta Agata. După distrugerea bisericii și după războiul civil imediat iscat în Transilvania și aici la noi, exact, mai târziu război cu ruților și înainte conflictul dintre reformați și romano-catolici, au dus la decăderea parohiei romano-catolice, la distrugerea bisericii romano-catolice din deal. Și sediul orașului s-a mutat mai spre centru și a fost construită biserica romano-catolică de aici din centru și clădirile conexe ale episcopiei romano-catolice, în speță clădirea parohiei romano-catolice. În perioada respectivă, ortodoxii n-au avut loc în oraș pentru că legile vremii nu dădeau voie românilor să locuiască în orașe și protopopiatul ortodox funcționa într-o perioadă la Meziad și mai ales după înființarea episcopiei greco-catolice de Oradea și defalcarea din domeniul episcopiei romano-catolice a unei părți pentru înființarea noului domeniu al episcopiei greco-catolice, situația ortodoxilor s-a înrăutățit, pentru că ei au fost de fapt expulzați din oraș și au funcționat în diferite protopopiate. Era protopopiatul de Meziad, protopopiatul de Vașcău, dar ele au funcționat ca substitute ale protopopiatului vechi ortodox din Beiuș. Totuși, în 1784, ortodoxii construiesc biserica de zid prin aportul a românilor. Prima biserică de zid românească din Beiuș este construită în deal în 1784. Abia la 1800 este construită biserica greco-catolică din centrul orașului. Cam aici începe perioada iluministă și începuturile modernismului în zonă, iar evul mediu, în ciuda faptului că foarte multe dintre caracteristicile medievale se păstrează în cultura și vechea civilizație a zonei până nu de mult, până la 1900 am putea spune că vechea structură medievală domină încă organizarea românească și mai ales mentalitatea. Însă, totuși, de la 1800 aproximativ, începe o puternică mișcare de modernizare și am putea spune că încep zorile modernității și evul mediu se sfârșește prin toate celelalte mișcări de emancipare națională românească din zonă. Un profil spiritual, model de trăire ortodoxă, de elevație intelectuală. Patriarhul Iustin Moisescu. Un reportaj filmat de Lucia Toader în locul nașterii vretnicului de pomenire Părinte Patriarh Iustin în minutele următoare la Universul Credinței. O poveste care pune în ramă un portret. Portretul Patriarhului Iustin Moisescu. Rostită cu vibrații și tonuri molcome, asemenea tușelor pictate imaginar de dealurile mlădioase ale Cândeștilor, locul de naștere al Patriarhului. Aveam să ajungem acolo cu ajutorul părintelui Andrei, paroh al Bisericii Satului Cândești și al Maicii Cecilia de la Mănăstirea Aninoasa. Și aveam să ne emoționăm de o poveste rostită cu tandrețe și recunoștință de episcopul locului, înaltul calinic,
episcop al Argeșului și Mușcelului. Povestea a fost mult mai lungă, dar a trebuit să aducem la doar câteva minute, încorporând ca într-un aluat dospit, cu grijă, câteva ingrediente. Vremuri tulburi ale istoriei noastre au acoperit cu praf biografii luminoase, ori au încercat să pună sub semnul judecății omenești, asemenea unei lame de cuțit, fapte de curaj sau tăceri strategice. E o problemă. Un muntean, un musceleanu acesta veritabil, nu mergea diplomații din asta sclifosite. El respingea. Adică și aici cu diplomația e o chestiune seacă, cum s-ar spune. Ce nu, trebuie să rezolvi, să salvezi anumite situații în anumite contexte, nu? Și aici era priceput, adică era maestru. Da, nu, era... Nu-l putea îndoi nimeni. Nu-l putea îndoi nimeni, pentru că el a învățat acolo, la greci, și spiritul lui de aristocrat, de om neîndoielnic și neîndoiel, de neîndoit, așa ferm. Și nu i-a păsat, nu i-a păsat de nimeni. Nu i-a păsat nici de monarhie, nu i-a păsat nici de comunism. Ei, eu sunt patriarh persiflat pe toți. În 1985, în septembrie, așa, era cu președinte Departamentul Culturilor și zice, m-am gândit să te trimit arhiereu la Râmnic și Argeș. Să uit așa. E, ce zici? Ce trebuia să fii, mă rog, am fost pișichel un pic. Oricum ai fi dat-o, n-o scoteai la capăt. Dar erai acuzat. Acuzat din start. Fața lui nu mergea. Și am spus, cum să zic rapid așa, nu am nimic împotriva gândirii prefericirii voastre. Poftim, domn președinte, ce zice el? Ce zice el? Și ea mai ieși afară. Și a fost fericit că m-a dat afară din biroul lui. Am mers acasă pentru că când a spus treaba asta, dacă spui, vai, știi, vă mulțumesc, sunt îndatorat și am să fiu și am să fac. Spune, ești ipocrit. De imediat eu nu o tăcruța, Doamne părește. Psiholog în limitele de sus, în nelimitele de sus. Vai de bine. Și dacă spuneam, știi, să vedeți că nu sunt pregătit, e prea mult cu tare, ești de două ori ipocrit, ești foarte. Tot afară, tot eram scos afară. Greu să înțelegi decizii, contexte, fără să fi fost martor. Greu să înțelegi atitudini, fără să fii apropiat sufletește de cineva. Iar mai apoi, un motiv de reproș ar fi chiar subiectivitatea. Continua să încercăm să înțelegem cine era cu adevărat patriarhul Iustin Moisescu. Un neatins de răutățile civilizației, sau așa zise civilizație, și a timpului. Deci n-a avut efect asupra lui de diminuare a sentimentelor de acasă, din copilărie. Era candid, ăsta e cuvântul. Un om cu comportări aristocratice și era candid de-a dreptul, nu se grăbea vreodată să zică, să eticheteze, să cutare, nu. Dar când îl călcai așa, te simțea că ești prost, dar nu e frumos să spui așa, când te simțea că ești foarte prost. O sfecle ai în fața lui. Doamne, lui, știi cum se întâmplă acum și cu patriarhul nostru actual, când începe să pună întrebări în sinod așa, în sfârșit, și întârzi cu răspunsul și cu tare, cu
cum e, cine știe câștigă, știți, face treburile astea câte apucă năbădăie când se coboară de acolo, de la pupitru și merge printre rânduri, întreabă. Cu tare și tot merge așa, cine răspunde, răspunde, cine nu răspunde, nu răspunde. Că, apropo, în paranteză, când pleca de la catedră încolo, așa, și mă rugam, Doamne, să ducă pe rândul ăla la alt, să vină pe dreptul meu, că cine știe, nu știi ce te întreabă un om de pregătire din asta universală, așa, nu știe, unde și profesor. Te jucai și cu Iustin profesor, nu știu ce profesor, și Daniel Patriarhul la fel, ei se cam înjugă, așa, în cultură și în prezență și... Patriarhul Iustin Moisescu, fiul învățătorului Moisescu, orfan de război, urma cursurile seminarului teologic, atrăgând atenția Patriarhului Miron Cristea prin inteligență și dedicație. Continua apoi pregătirea prin frecventarea cursurilor Facultății de Teologie din Atena și obținea doctoratul cu premiul Academiei de Științe. Urmau studii de specializare la Colegiul Saint-Basile din Strasburg. Nouă ni se părea că acest patriarh, avea impresia, este dur. Așa e, era înalt așa, și avea ochelare aceea cu dioptrii mari. Și când se uita așa, se făcea un ochi de patru ori mai mare decât este. Te speriai de dreptul. Da, l-am văzut cu copiii, care era starea lui. Dar avea o stare de sfiiciune foarte interesantă. De sfiiciune, deci o avea de acasă, o delicatețe a lui, sfiiciune, am văzut și cum vorbea și cu copii, da? Ce mare delicatețe, da? Era o bucurie, avea, de exemplu, acolo, avea mare gingășie și, mă rog, respect, avea și milă, ca să știți, avea milă și făcea milostenii nedeclarate. Adică să spună, uite, și le spunea, cine primea ajutoare, spunea, nu cumva să spui ceva. Da, sobru, modest, așa, și noi știm foarte bine că tot au spus, a ajutat numai pe călugărițele care slujeau acolo, le-a dat bani la toate să ducă la Ierusalim și nu erau puțini bani, știți? Stăteau, mergeau cu rândul. A fost un băier din ăsta, Sadea. Adică și că părinții lui profesori, intelectuali și așa mai departe. Nu ajungea nimeni la măsură, nici la măsura vizibilă, fizică, nici la îmbrăcăminte. Păi ce îmbrăcăminte? Vă spun, acum poate nu-i potrivit să spui, dar de ce? Îi place să fie îmbrăcat impecabil. Dar cum era? Cei care se grijeau erau, mă rog, dar el, și îi plăcea să aibă, el își cumpăra ștofele din străinătate, cele mai alese, să-și avea colectori din ăștia strașnici. Și stătea, cum se zice, orice fel de ham, așa, cât de scump ar fi, stă bine pe cal zdrav, de rasă, nu pe mărțoagă. Deci el când totul, și ținuta lui tot a fost într-un cuvânt imperială. Deci ștaif intelectual, ștaif vestimentar, ștaif la toate nivelele. Bravo, asta un model este. Pentru călugării pentru tot, și da, pentru toți oamenii de astăzi. Da, bineînțeles. Și a zis bine ștaif, să știți, bine a zis. Mulțumesc. Asta era, nu îndrăzneam să spun cuvântul ăsta, că e puțin cam mirenesc, dar merge, dumneavoastră, puteți să spuneți ștaif. Dar păi ștaif la toate. Un stâlp neclintit în vremuri potrivnice a fost numit Patriarhul Iustin Moisescu. Sunt însă alții care l-au acuzat de colaborare cu regimul comunist și i-au imputat demolarea bisericilor din timpul patriarhatului său. Înaltul calinic al Argeșului avea să contrazică cu argumente sigure ca martor al acelor timpuri. O poveste și un portret. Patriarhul Iustin Moisescu. Dialogurile dimineții vă vor spune, dragi prieteni, povestea unică a mănăstirii Sinaia.
așezată în perla stațiunilor montane, rostită de cel care o cunoaște cel mai bine, părintele Mihail. Fiți atenți! Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor Dimineții. Suntem la binecunoscuta Mănăstire Sinaia, în prezența părintelui Mihail Harbuzaru, ghidul mănăstirii. Bună dimineața, părinte Mihail! Bună dimineața, doamnă Șuță! Ghid fiind, știți în mod sigur istoricul mănăstirii mai bine ca nimeni altcineva. Ne puteți spune în câteva cuvinte? Știm că e o mănăstire unde vine foarte multă lume, sunt foarte mulți turiști, dar turismul acesta este și o formă superficială de a privi lucrurile. Puteți să ne spuneți câteva lucruri esențiale și care nu se cunosc poate despre istoricul mănăstirii Sinaia? Înainte de a exista mănăstirea, în munții Bucegi au mai fost alte schituri, de exemplu schitul Sfânta Ana, schitul Sfântul Nicolae, care din păcate au dispărut în istorie. Și apoi vine mănăstirea Sinaia în 1695, construită de Mihai Cantacuzino. De ce Sinaia? Pentru că numele vine de la muntele Sinai, după cum foarte bine se știe. Pentru că Mihai Cantacuzino a făcut o călătorie la Ierusalim și la muntele Sinai împreună cu mama sa și cu sora sa, care era mama lui Constantin Brâncoveanu. Și atunci este prima atestare documentară a unui pelerinaj realizat de femei din România la Ierusalim. Nu știam asta. Și Sinaia fiind aici la granița cu Transilvania, fiind în Imperiul Otoman, granița cu Imperiul Habsburgic, din păcate au fost multe războaie, foarte mulți refugiați care fugeau din București, de exemplu, pe timpul lui Pasvante Oglu, foarte mulți bucureșteni au fost... Pasvante Chioru, cum îl știe lumea. Pasvantoglu, da. Pașa de la ruse. Da. Iar mai apoi erau foarte mulți români care mergeau, așa mai mult aristocrați, care mergeau la băi în secuime. Și am găsit un document care spune că în 1860, deci înainte de a fi orașul Sinaia, orașul Sinaia apare, e făcut oraș în 1880, deci în 1860 mănăstirea Sinaia găzduise 4.000 de oameni care erau, se duceau sau veneau de la Brașov sau de la... Tranzitau practic pe Valea Prahovei. Și de aceea s-a construit aici aceste hoteluri, ca să servească această populație care tot venea și pleca. Să ne întoarcem puțin la problemele care au trecut mănăstirea, pentru că biserica noastră veche a fost arsă, din păcate, și acum se păstrează, când intri în biserica veche, sunt chiar grinzile de atunci, de la 1790. Și un moment foarte important pentru mănăstire este în jurul anului 1800, când de la mănăstirea Neamț vine un călugăr care mai apoi ajunge stareț, Iustin, împreună cu alți trei ucenici de Sfântului Paisie Velcikovski. Faimosul Isihast. Care avea în subordine la mănăstirea Neamț și Secu, 1.000 de călugări. Unii dintre ei fiind traducători, ei traduceau din greacă în română și din română în slavonă. Și apoi, deci în 1794, când moare Sfântul Paisie, foarte mulți din ucenicii săi au plecat în alte mănăstiri, de exemplu, în Țara Românească, au venit la Cernica, la Căldărușani, Sfântul Gheorghe. Și nu se știe despre Sinaia că a fost înrăurită de paisianism. Dar și aici a crescut numărul călugărilor, a ajuns până la
63 de monahi au fost aici în 1860, care au lăsat manuscrise. Un număr mare de monahi, da, față de cât sunt acum. Un număr mare, nu așa de mare ca la Cernica, unde erau 300, sau la Căldărășan, pentru că aici, fiind munte, nici nu îți permitea, nici n-ai câmpuri, n-ai cu ce să întreții o obște mare. Mare. Da. Aveam moșii multe, dar doar 25% din banii de pe moșii intrau în mănăstire, 75% se duceau la București, la Spitalul Colțea. Deci Mănăstirea Sinaia a întreținut Spitalul Colțea 250 de ani. Dar nu era o eforie a spitalului eforie făcea spitalului. Asta? Adică și prin intermediul averii Mănăstirii Sinaia. Da, eforia avea averile mănăstirilor, a multor mănăstiri, da, care întreținea spitalele. Toate mănăstirile din subordinele eforiei au fost desființate, în afară de noi, că fiind aici n-au putut să... Dimpotrivă, în momentul în care i-au desființat celelalte mănăstiri, au adus la Sinaia, pentru că aici a făcut un muzeu și o bibliotecă, aici au adus toate cărțile vechi de la mănăstiri din Vâlcea, din Argeș, până în Brăila și Giurgiu. De aceea aveam foarte multe de cercetat, pentru că avem o grămadă de cărți vechi. Avem o bibliotecă cu cărți de la 1500-1600. Părinte, să continuăm istoria mănăstirii. Deci prima biserică este cea veche. Da. Și cu cea din jurul ei. Așa. Zidurile. Da. Iar în urma venirii de la neamț a călugărilor de care spuneam, aveau nevoie de o biserică mai mare și a fost construită la 1843-46 una, iar aceasta în care ne aflăm a fost dărâmată cea veche și aceasta a fost făcută în 1903 și inaugurată în prezența regelui Carol I și a metropolitului. Contribuție financiară, familia princiară? Din câte am găsit până acum, ei și-au plătit tablourile votive. Care sunt foarte frumoase. Da. Executate de un danez, parcă. Da, de un danez, Owe Exner. Era din echipa lui Le Comte de Nuit. Și... Care a făcut și lucruri bune și lucruri rele în această țară. Da, anumite monumente le-a falsificat cumva. Așa era pe atunci restaurarea, dărâmau tot și făceau din nou. Biserica noastră, pictura bisericii noastre seamănă foarte mult cu cea din Biserica Sfinții Trei Ierarhi de la Iași. Iar coloanele din biserica noastră sunt special cerute să fie ca cele de la Curtea de Argeș. Un stil, putem să-i spunem, eclectic. Așa, da, pentru că așa era vremea și regele fiind german, a venit cu arhitecți străini. De ce se spunea Bucureștiul mic cu Paris? Că toți arhitecții erau școliți la... Părinte Mihail, care este hramul acestei biserici în care ne aflăm acum? Hramul bisericii acesta este Sfânta Treime. Este prima luni după pogorârea Sfântului Duh. Avem, ambele noastre hramuri sunt hramuri de vară. Un hram de vară și foarte frumos hramul, da. Și biserica veche este Adormirea Maicii Domnului. Și care este cel mai important obiect pe care îl aveți în această biserică? Obiecte importante ar fi catapeteasma, care din lemn de paltin aurit cu icoane în argint realizată de Teodor Radivon, scaunele regale, tot realizate la București, la Școala de Arte și Meserii. Cum dau scăpat de furia comuniștilor? Stau și mă întreb. Știu că
Tablourile votive au fost acoperite cu fum. Mulțumim foarte mult pentru aceste amănunte, Părinte Mihail, și urmează să mai continuăm această serie de bucuri. Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a Dialogurilor Dimineții. Rămâneți aproape, urmează alte lucruri și mai interesante. Acesta a fost, dragi prieteni, Universul Credinței de astăzi, o ediție de sărbătoare, care încheie o săptămână a botezului Domnului, binecuvântată de Sfântul Proroc Ioan. La mulți ani cu sănătate le urăm tuturor celor care se află sub ocrotirea Sfântului Botezător al Mântuitorului Hristos. Noi ne revedem duminica viitoare la 7 fix pe TVR1. Până atunci însă, în doar câteva minute, vă invităm să descoperiți alături de Părintele Constantin Necula bucuria credinței. O duminică frumoasă și un an binecuvântat cu pace și cu bucurie. La mulți ani!